Biserica Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Mina din cartierul brașovean Noua și-a sărbat astăzi unul dintre ocrotitori. Cu acest prilej, foarte mulți credincioși au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. La final, ierarhul a oficiat și o slujbă de pomenire a Părintelui Protopop Ioan Popița, primul ctitor al acestui locaș de cult. Am fost înconjurat de o mare mulțime de credincioși îmbrăcați în straie populare, dar mai ales venind cu dragostea lor, cu prețuirea lor față de cei care s-au străduit ca să lase aici un monument care va dăinui o biserică care prin ocrotitorii ei, atât Sfântul Ioan Botezătorul, cât și Sfântul Mina, să fie ajutați pentru ca drumul în viață să fie cel potrivit, cel firesc spre câștigarea mântuirii. Biserica parohială a fost construită între anii 1991-2006. Din punct de vedere spiritual, era pustiu în acest cartier. Și așa cum Sfântul Ioan a însuflețit pustiul Iordanului, Părintele Ioan Popița, începând cu luna aprilie anului 944, după război, timpuri grele, a însuflețit acest cartier. A fost un moment de înălțare duhovnicească pentru întreaga comunitate și mai ales pentru că noi am încercat să legăm momentul acesta al sărbătorii bisericii noastre cu sărbătoarea sau cu pomenirea vrednicului de pomenire ctitorul Părintele Ioan Popița, pe care l-am coborât din cimitir aici, unde se cădea să fie locul, în curtea bisericii, în fața bisericii, pentru ca oricine vrea, și sunt foarte mulți, să poată să aprindă o lumânare la mormântul părintelui. La eveniment au fost prezente și rude ale părintelui Ioan Popița, ctitorul bisericii. A fost astăzi mai prezent decât în toți cei 20 de ani de când a plecat la Domnul. A fost aici, l-am simțit, cred că multă lume l-a simțit, iar cuvântul al preasfinției sale în această biserică pe care tata a viețat-o o viață întreagă a fost așa ca un balsam și ca o lumină pentru memoria lui. Părinții mei au fost dăruiți misiunii tatălui meu, amândoi, pentru că mama, dacă tata a fost ctitorul acestei parohii și al acestei biserici dezăvârșită, dusă la capăt de părintele Simeon Cibian, mama mea a fost, cum am numit-o la un moment dat, ctitorul ctitorului, având perfectă înțelegere pentru ceea ce înseamnă misiunea de preot. La final, părintele Mircea Adam a fost hirotesit iconom stavrofor ca semn de apreciere a activității pastoral-misionare și administrative.